Scrieți împreună cu mine la Psalmul 44. Este într-adevăr, așa cum zicea și fratele Sorin, înainte să-l citească, un psalm interesant, un psalm extrem de bogat, un psalm care are așa de mult să ne învețe, încât nu cred că îl vom putea epuiza astăzi, poate chiar dacă o să ne apropiem de el și după masă. Un psalm care, din multiple motive, așa cum ziceam, mă simt inapt ca să mă apropiu de el, mă simt insuficient de pregătit din toate punctele de vedere. Un psalm care cred că este așa de potrivit pentru noi în vremurile care le trăim, în necazurile prin care trecem. Psalmul începe într-un mod minunat, în primele 8 versete, arătând aspecte minunate din ceea ce înseamnă viața credinciosului și felul în care credinciosul înțelege trecutul și istoria care Dumnezeu a rânduit-o și a împlinit-o. Și aș intitula primele trei aspecte sau primele trei porțiuni a psalmului care se regăsesc în versetul 1 până la 8: adevărata istorie, adevărații profesori și adevărații studenți. Psalmistul ne arată felul minunat în care el vede felul în care Dumnezeu lucrează în istorie și felul în care el a ajuns ca să învețe această adevărată istorie și felul în care noi fiecare ar trebui ca să fim niște buni studenți al istoriei lui Dumnezeu. De la versetul 9 încolo trecem la proba practică. Să vedem dacă am învățat lecția. Psalmistul începe și desfășoară necazurile prin care trece și prin care trece poporul și începe și aplică lecția care a fost învățată mai dinainte. Adevărata istorie, ne spune psalmistul și de altfel ne spune toată Scriptura, adevărata istorie nu este cea care oamenii ne-o spun. Eu am studiat istorie la facultate și rețin într-un curs, un profesor zicea, cred că cita pe cineva, cei victorioși sunt cei care întotdeauna scriu istoria. Dacă americanii și cu rușii au câștigat al doilea război mondial, ei au avut dreptul ca să scrie istoria. Cei care au pierdut n-au putut să spună prea multe. Întotdeauna cei care sunt victorioși dictează felul în care istoria citește, în felul în care istoria este citită. Dar adevărul este că nu președinți și nu națiuni și nu războaie și nu consilie și nu astfel de evenimente scriu istoria, ci Dumnezeu, care este veșnic victorios, scrie istoria adevărată. Adevărata istorie este istoria care este despre Dumnezeu. El o scrie, este istorisirea Lui. El cel care cu mâna Lui a pictat cerul. El care cu brațul Lui a împărțit apele. El care pe harta mondială a mutat țări și granițe. El care decide dacă o armată este victorioasă sau dacă este înfrântă. Istoria adevărată este despre Dumnezeu. Fără Dumnezeu este imposibil să înțelegi ce se întâmplă în lumea aceasta. Fără de Dumnezeu este imposibil să fii un bun student al istoriei. Vei studia date, întâmplări, povestiri, dar adevăratele cauze și adevăratele scopuri care sunt dictate de Dumnezeu nu le poți înțelege dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că este istoria Lui, universul este scena pe care se desfășoară o istorisire povestită de Dumnezeu. Și lucrul acesta este adevărat de la împărat și până la cel mai de jos om. De la națiuni până la indiviz. Dumnezeu este autorul istoriei națiunilor și Dumnezeu este autorul istoriei tale și ceea ce El spune se întâmplă. Și dacă nu-L cunoști pe autor, n-ai cum să cunoști istoria. Și psalmistul ne spune lucrul acesta în primul verset. Ne spune faptul că adevărata istorie este despre Dumnezeu, că adevărata istorie este pentru copiii Săi
și că adevărata istorie este spre slava lui Dumnezeu. Vedem lucrul acesta de la versetul 1 la 9. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinoare. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, pentru că părinții noștri ne-au povestit toate lucrările care Tu le-ai făcut. Nu care s-au întâmplat, nu care au fost la nimereală sau la șansă, ci lucrările care Tu le-ai făcut pe vremea lor. În versetul 3 ne arată psalmistul că aceste lucruri se întâmplă pentru copiii săi, căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară și nu prin brațul lor i-a mântuit, ci dreptatea ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Adevărata istorie este despre Dumnezeu și adevărata istorie este pentru copiii săi. Pentru dragostea care Dumnezeu o are pentru aleșii săi, Dumnezeu mișcă națiuni. Dumnezeu a vrut ca să dea binecuvântare poporul său ales, le-a dat victorie și au nimicit forțe cu mult mai mare decât armata lor. Și când Dumnezeu a vrut ca să apese mâna Lui cea dreaptă și puternică asupra lor, ca să învețe lecția pocăinței, i-a nimicit prin forțele acestei lumi. Dar întotdeauna, fie prin adversitate, fie prin victorie, istoria a fost condusă de Dumnezeu, așa cum zice Apostolul Pavel, spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Oamenii acestei lumi au impresia că istoria este scrisă de ei și este scrisă pentru ei. Dictatori, împărați, președinți cred că ei au puterea de a mișca istoria pentru scopurile lor. Și Dumnezeu ne arată că El conduce istoria din ceruri și ia pe împărați în mâna Lui și folosește când vrea ca și un ciocan și alte ori ca și o mână care să ridice pe copiii săi. Sunt niște unelte folosite Dumnezeu pentru ca El să scrie istorisirea Lui care este pentru copiii săi. Biblia ne arată că tot ceea ce este pe acest pământ este spre slava lui Dumnezeu și scopul suprem al lui Dumnezeu s-a împlinit pe cruce prin Iisus Hristos, când El, prin jertfa sa, a cumpărat, a câștigat pentru Dumnezeu un popor ales. Copii din fiecare neam și din fiecare limbă, care împreună să alcătuiască o mireasă, un trup. Și El, până la sfârșitul lumii, conduce istoria în așa fel ca nici măcar unul să nu fie pierdut. Nici măcar unul pentru care s-a vărsat sângele lui Hristos să nu fie lepădat. Nici măcar unul ca să nu fie afectat în așa fel încât să fie dat la o parte și tot să fie strânși sub aripile lui. Ce face Obama? Ce face Putin? Ce a făcut Băsescu? Sau ce face ăsta alalt care e acum? Este doar în mintea lor nebună că ei conduc această lume. Toate evenimentele istoriei sunt de fapt despre Dumnezeu. Sunt pentru copiii săi și sunt spre slava lui Dumnezeu. Versetul 8 spune psalmistul, noi, în fiecare zi, noi care înțelegem cum merge această lume, noi care înțelegem că nimic nu-i la voia întâmplării, noi care înțelegem că pentru poporul său ales, Dumnezeu reorganizează lumea aceasta dacă este nevoie. Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu Dumnezeu și puteri și pururea slăvim numele Tău. Pentru că până la urmă, istoria este despre Dumnezeu, pentru copiii săi și spre slava lui Dumnezeu. Până la urmă, tot ceea ce se întâmplă, de la cele mai frumoase evenimente și până la cele mai mari nenorociri, au fost rânduite ca să arate slava lui Dumnezeu,
Când Dumnezeu revarsă binecuvântarea sa, se arată slava bunătății sale. Și când Dumnezeu revarsă nenorocire, fie prin război, fie prin un tsunami, o tornadă, se arate dreptatea și sfințenia sa, se arată mânia dreptății sale. De aceea sunt tsunami și tornade și nenorociri și războaie în care mor sute de mii de oameni într-o singură zi. Să arate urăciunea păcatului și dreptatea lui Dumnezeu. Și de aceea sunt izbăviri din imposibil. Și oameni care sunt pe patul morții și totuși trăiesc. Și zile senine. Și belșug. Să arate bunătatea nemeritată care o primim din partea lui Dumnezeu. Totul există ca să arate slava lui Dumnezeu. De ce există răul ca să se vadă cât de bun e binele? De ce există întunericul în această lume ca să se vadă cât de luminos e lumina lui Dumnezeu? Satana nu este un accident. Căderea în păcat a omului nu este un accident. Răzvrătirea noastră. Toate sunt permise, ba mai mult, conduse de Dumnezeu în așa fel, încât ele există spre un scop suprem și anume spre slava numelui Său. Răul este rău, zice R.C. Sproul, un mare teolog. Dar Dumnezeu a găsit de bine ca să fie rău. Pentru că prin rău, prin păcat, prin răzvrătire, să arate măreția și slava sfințeniei sale. Nimic nu există și nimic nu mișcă pe scena istoriei fără ca Dumnezeu să fie în control, pentru că istoria este despre El, este condusă de El pentru binele copiilor Săi și este spre slava lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și în ziua cea din urmă, în ziua în care istoria se va sfârși, toți vor sta în fața tronului celui care a scris istoria acestei lumi și toți vor privi slava lui și toți vor privi felul minunat în care el a condus această lume, care a scris această istorie pentru copiii săi și pentru slava numelui său și toți se vor închina. Nimeni nu va putea spune creatorului, n-ai făcut bine. Nimeni nu va putea critica felul în care a istorisit. Nimeni nu va putea spune că a fost nedrept. Nimeni nu va putea spune că a fost corect. Și toți se vor închina. Și toți vor înțelege în final că istoria este despre Dumnezeu, pentru copiii săi și spre slava lui Dumnezeu. În al doilea rând, psalmistul ne prezintă adevărații profesori. Toți avem profesori, fie în școala generală, sau la liceu, sau la facultate, sau în alte metode de studiu, sau alte discipline care le studiem, și este bine să avem profesori. Și profesorii au tot felul de opinii, de lecții care vor ca să ne învețe, dar psalmistul spune că sunt adevărații profesori care trebuie să fie prezenți în viața noastră. Și adevărații profesori sunt arătați în mod particular, în mod special, prin acest portret care ne arată psalmistul și anume părinții noștri. Cu siguranță că părinții noștri nu sunt singurii profesori din viața noastră, dar sunt cei mai importanți profesori din viața noastră. Cei care am fost binecuvântați cu părinți creștini, știm ce mare binecuvântare și ce mare har este ca să ai un părinte creștin care să-ți fie profesor. Și cei care n-am fost binecuvântați, trebuie să conștientizăm ce mare responsabilitate avem noi față de copiii noștri ca să fim adevărați profesori. Psalmistul spune, Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit. Părinții noștri ne-au povestit. De ce părinții? De ce părinții sunt un aspect așa de important? De ce sunt ei adevărații profesori? În primul rând, pentru că părinții noștri, părinții credincioși, sunt cei care au sau ar trebui să aibă o credință adevărată. Și fără credință este imposibil ca să înveți pe un copil adevărata istorie, pentru că credința în Dumnezeu este cheia istoriei. N-ai cum să înțelegi istoria.
N-ai cum să vezi felul în care Dumnezeu lucrează dacă nu ai credință în El. Profesorul tău de la școală, am avut mulți profesori de istorie. Profesori de istorie americană, de istorie europeană, de istorie globală, de istoria feminismului, de istoria artei. Atâtea cursuri de istorie am luat. Culmea este că ei nu știu nimic despre adevărata istorie. Nimic. Majoritatea atei, agnostici, budiști. Fără credință în Dumnezeu este imposibil ca să înțelegi ce se întâmplă în această lume. Pentru că acțiunile lui Dumnezeu trebuie înțelese în mod duhovnicesc. Pentru că ceea ce Dumnezeu face în viața noastră și pe planul mondial se înțelege doar atunci când Duhul Sfânt lucrează în noi și vedem mâna lui Dumnezeu care lucrează în toate detaliile vieții. Părinții care trebuie să aibă nu doar o credință în Dumnezeu care este absolut cheie, dar trebuie să aibă o cunoaștere de Dumnezeu. O cunoaștere a Lui prin cuvântul Său și o cunoaștere a Lui practică. Ce zice psalmistul? Părinții noștri ne-au povestit. Ce i-au povestit? Lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor. Noi nu mai le povestim copiilor noștri lucrările care Dumnezeu le face în viața noastră. Sau poate n-am mai experimentat nimic cu Dumnezeu. Trebuie să avem o cunoaștere de Dumnezeu, o cunoaștere din cuvânt și o cunoaștere practică. De ce? Pentru mine, vă mărturisesc, este așa de trist când văd, de exemplu, miercuri seara, cât de puțină lume este în comparație cu duminică dimineață. Ce îi veți învăța pe copiii voștri dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu din cuvântul Său? Matematică? Politică? Economie? Crezi că asta îi va ajuta în viață dacă nu îi învățați ceea ce cunoașteți despre Dumnezeu? Cum puteți recunoaște mâna lui Dumnezeu care lucrează zilnic în viața voastră dacă nu cunoașteți căile Lui? Al treilea rând, părinții trebuie să aibă un caracter dumnezeiesc, un caracter creștin. Să știți, copiii și la școală învață mai mult prin imitație decât prin ceea ce se pune pe tablă. Învață mai mult din ceea ce văd pe profesor făcând atunci între 5 minute, între ore. În ceea ce văd de la colegi, în ceea ce văd de la prietenilor mai mari. Ei sunt niște mici imitatori, asta fac. Părinții trebuie să le dea ceva să imiteze, un caracter demn de imitat. Ceea ce cred, ceea ce cunosc, trebuie să practice. Deci copiii trebuie să învețe, să audă aceste lecții de istorie, să audă aceste povestiri despre Dumnezeu, să audă aceste informații și să le vadă trăite în viața părinților lor. Și în acest fel să învețe această lecție. Și în al patrulea rând, pentru că părinții au autoritatea necesară. Să fie foarte, foarte clar. Autoritatea de a educa copilul este dată părinților, nu profesorilor, nu școlii, nu statului, nu la grădiniță, nu bisericii. Părinții au mandatul din partea lui Dumnezeu să-și educe copiii, să-i crească pe calea lui Dumnezeu, să-i învețe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă copiii noștri falimentează în viață, nu este vina școlii, nu este vina statului, nu este vina educației, facultății și nici măcar a bisericii, ci este vina și eșecul părintelui care n-a înțeles că el are mandatul și autoritatea. Păi dar copilul meu, știi, mai bine primește de altcineva, dar ce primește de altcineva? Istoria lui Dumnezeu? Învățătura corectă despre Dumnezeu? Să știți, fraților, că cei din afară sunt foarte dornici ca să asurpe să ia această autoritate. De-abia așteaptă ca să duci să-ți lași copilul și să uiți de el ca ei să-și asume această autoritate. Nu vrei tu să-l înveți și să te folosești de mandatul și autoritatea care Dumnezeu ți-a dat-o în viața ta? Se vor folosi ei. Nu vrei tu să crești copii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Vor crește ei copii după chipul și asemănarea lor.
Și la 18 ani, cu cine seamănă copilul? Cu școala care o absolvește. Cu profesorii care i-a avut. Părintele creștin trebuie să aibă credința, cunoașterea, caracterul și să exercite autoritatea divină asupra copilului său în așa fel încât copilul să fie învățat. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit. Ce înseamnă asta? Vorbeau despre lucrurile acestea tot timpul. La masă, la sarmale, la discuții, la parc. Evreii sunt foarte, foarte bine puși la punct din punctul ăsta de vedere didactic, din punct de vedere a educației copilului. Ei folosesc orice oportunitate. Prin sărbătorile lor, prin mâncarea care o mănâncă, prin ceea ce se întâmplă în casă, prin absolut... Pe lângă asta au și sisteme foarte bune formale de educație religioasă a copilului. Până la vârsta de 13 ani, până la vârsta de în care copiii devin oarecare maturi. O educație fantastică a copilului din punct de vedere religios. Am avut un coleg la liceu care era evreu, ateu, dar evreu, și era dintr-o familie extrem de strictă, extrem de conservatoare de evrei în New York și eram la liceu și am început ca să vorbesc cu copilul acesta, vorbeam des cu el, era un cunoscător desăvârșit al Scripturii, ateu. Mai ales Vechiul Testament, dar citea și Noul Testament, dar din Vechiul Testament îți cita orice pasaj, oricând. N-am putut să-i fac față. Copil de păstor. Educația care copiii aceștia o au, de altfel, din păcate, eronată, pentru că poporul Domnului s-a depărtat de el și așteaptă acea zi în care Dumnezeu va reveni și până la urmă va mântui. Va mântui poporul său. Educația era așa de bună, așa de profundă, încât copilul acesta stăpânea Vechiul Testament într-un mod în care eu până astăzi n-am mai găsit păstori, teologi, nimeni. Pentru că părinții lui făceau o prioritate de a învăța pe copilul lor despre Dumnezeu. Știa nu doar Scriptura, știa absolut tot din istoria poporului evreu și după Domnul Iisus. Noi ce știm? Ce știm despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viețile părinților noștri? Ce știm despre felul în care Dumnezeu a lucrat în biserica sa? Trăim într-o țară care a traversat o perioadă de încercare și de persecuție religioasă fantastică. Ce știți despre asta? Avem încă oameni în viață. Mulți dintre ei au murit. Dar avem încă oameni în viață care au trăit asemenea lucruri, persecuții. Au stat în pușcărie, au fost bătuți, au fost torturați pentru Hristos. Ce știm despre asta? Ce știm despre istoria Bisericii lui Hristos, acea biserică care Hristos a promis cu însăși gura lui că nu va fi dărâmată, că nu va fi biruită? Ce știm despre felul în care timp de 2000 de ani Dumnezeu a lucrat istoria în așa fel încât biserica sa să stea în picioare? Ce știm despre felul în care cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit prin întreaga lume și se răspândește în continuare până când va ajunge la orice colț, la orice margine a pământului? Ce știm despre misionarii care și-au dat viața pentru Hristos și care au mărturisit în ultimele clipe de viață când au fost junghiați sau omorâți că merită? Ce le povestim lor, celor mici? Din experiențele noastre și din experiențele părinților noștri și din experiențele bunicilor noștri și din experiențele celor din Biserica lui Hristos de-a lungul veacului. Adevărații profesori sunt părinții credincioși. Alții pot fi buni pastori, predicatori, învățători la școală duminicală, așa mai departe,
pot fi benefici. Dar dacă ești părintele unui copil și ești creștin, responsabilitatea de a-ți învăța copilul este a ta. Responsabilitatea de a-i povesti istoria adevărată acestei lumi este a ta. Și lecția principală care trebuie să o predăm copiilor noștri este destul de simplă și psalmistul ne arată această lecție, are două fațade. În primul rând, trebuie să arătăm lucrările lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu în mod suveran conduce totul, în care El este stăpân peste totul. Uitați, versetul 2. Cu mâna ta ai izgonit neamuri, ai lovit popoare. Și în versetul 3, după aia spune, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale. Și dacă mergem în continuare, vedem că el, psalmistul, vine și ne arată de repetate ori felul în care Dumnezeu conduce lucrurile. Felul în care Dumnezeu este victorios, felul în care Dumnezeu este cel care are dreptul de stăpân. Și în al doilea rând, de a arăta rolul corect, smerit, dependent de Dumnezeu a omului. Fiecare verset în care arată lucrarea lui Dumnezeu are corespondent cu partea omului. Dacă citim de la versetul 2 și până la versetul 4 sau 5, da? Uitați, cu mâna ta ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei. Ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei. Și acum, partea omului. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit. Și acum din nou, focalizarea pe Dumnezeu, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale. Vezi? Oscilează. Ce face Dumnezeu în mod suveran? Și rolul omului. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este în control, El este stăpânul. Eu sunt un om smerit care nu pot face nimic. Și concluzionează cu răspunsul la întrebarea de ce. Pentru că dacă înveți pe copilul cu acesta, uite ce a făcut Dumnezeu. Ce a făcut pentru părinții noștri, ce a făcut pentru bunicii noștri, ce a făcut pentru biserica sa. Uite cum a mutat istoria, cum a mișcat harta lumii pentru ei. Copilul v-a întrebat, tati, de ce? De ce ar face Dumnezeu așa ceva? De ce ar dobori El popoare? De ce ar nimici El președinți? De ce l-ar dărâma pe Ceaușescu? Pentru că îi iubea. Pentru dragostea care El are pentru copiii săi. De aceea face El toate lucrurile acestea, ca să arate slava Lui prin dragostea care o are pentru aleșii săi. Ăsta este Dumnezeul nostru care ne iubește așa de mult, cu atâta gelozie. Cum să nu ne închinăm unui asemenea Dumnezeu? Cum să nu-L proslăvim pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, pentru că ne iubea? Asta este lecția. El este Dumnezeu, suveran. Noi suntem oameni care depindem de El 100%. N-am putea face nimic prin forțele noastre și El conduce istoria spre binele nostru în Fiul Său, Iisus Hristos, nu pentru că noi suntem buni, nu pentru că noi suntem numeroși, nu pentru că noi suntem mai special, ci pentru că El ne iubește. Și prin tot ceea ce facem, prin tot ceea ce spunem, trebuie ca să povestim copiilor noștri această lecție și această istorie. Ca să înțeleagă cine este Dumnezeu, cine suntem noi și de ce face ceea ce face Dumnezeu. Care sunt adevărații studenți? Cum arată ei? Fiecare dintre noi, până la urmă, ar trebui să fie un adevărat student. Nu există moment în care sistăm din a învăța. Faptul că am devenit profesori, unii dintre noi, pentru că am absolvit o școală sau avem o vârstă, sau alții, pur și simplu că ne-am căsătorit și din greșeală am făcut prunci. Și atunci, automat ești profesor. Nu contează că ai pregătire, n-ai pregătire. Ești profesor, te-ai trezit profesor, da? Dar rămâi student în continuare, pentru că în continuare ești copilul Domnului și copiii trebuie să învețe. Și toți avem un mare profesor pe Iisus Hristos și El ne predă în mod constant. Da? Noi avem elevi și avem profesori și tot timpul trebuie să fim și studenți și profesori, da? Așa este. Întotdeauna.
Cum arată adevărații studenți? Pe adevărații studenți, în primul rând, ascultă, dar nu numai așa pasiv. Ascultă și bagă de seamă. Îmi place felul în care psalmistul, prin repetare în versetul 1 și folosirea acestui cuvânt de legătură și, folosește două fraze care aparent se repetă ca să ne arate lucrul acesta, că nu-i doar vorba de o ascultare pasivă. Ce spune el? Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre. Pe bun, cu care alte urechi puteam să auzim decât cu ale noastre? Și părinții noștri ne-au povestit. Acum, dacă luăm această frază, ne dăm seama foarte repede că este redundantă. Adică psalmistul nu putea să spune, Dumnezeule, părinții noștri ne-au povestit despre lucrările care le-ai făcut. De ce mai spune el, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit? Să fie clar că nu doar că părinții le-au povestit, dar ei au băgat de seamă, ei au auzit, au înțeles lecția, au magazinat-o în creierul lor, în inima lor. Adevărații studenți ascultă, dar și bagă de seamă. Atunci când li se vorbește, atunci când sunt învățați, atunci când li se povestește despre lucrările lui Dumnezeu, atunci când se deschide cuvântul Domnului în fața lor, ei ascultă tot ceea ce li se spune și bagă de seamă, aud cu urechile lor. Cei mai mulți dintre noi nu funcționăm așa. Am studiat o perioadă cu un mare psiholog de la Harvard, care a și scris o carte despre felul în care creierul funcționează, despre economia creierului, și preda dânsul despre felul în care creierul procesează informații și felul în care creierul ia decizii. Și zicea că creierul are două feluri de a funcționa. Numea aceste sisteme de funcționare sistemul 1 și sistemul 2. Sistemul 1 este sistemul pasiv, este sistemul de pilot automat. Și sistemul 2 este atunci când creierul face un efort supra mare încât să întrerupe sistemul 1 și să preia controlul și să gândească și să ia decizii raționale, logice și așa mai departe. Și arăta el felul în care omul funcționează 90%, 90 și ceva la sută, majoritatea timpului pe sistemul 1. Pentru că a încerca ca să funcționezi pe sistemul 2 tot timpul este prea dureros, consum prea multă energie. Și dădea el un exemplu despre sistemul 1 versus sistemul 2. Sistemul 1 este atunci când, de exemplu, pur și simplu citești ceva sau asculți ceva, da? Ești extrem de pasiv. Și ca să activezi sistemul 2, el făcea un exercițiu cu noi. Ne punea ceva ca să ascultăm și în același timp striga către noi probleme de matematică. Și zicea, fii atent în continuare la ceea ce se spune, încât să poți să-mi spui ce s-a întâmplat și rezolvă problema de matematică. Și atunci creierul nostru, fiind supus un surplus de stimulus, trebuia să schimbe de la sistemul 1 în care noi stăteam pasiv și ce mai zice și ăsta, da? La sistemul 2, unde să procesăm. Și zicea, hai să încercăm să vedem cât pot să faci asta. Unii dintre noi au putut 30 de secunde, altul un minut, altul două, dar până la urmă este prea dureros pentru noi ca să ascultăm cu băgare de seamă și să procesăm. Și cei mai mulți dintre noi trăim în sistemul 1, inclusiv la biserică. Vinem la biserică, ne punem jos, pilot automat. Ok, o oră. Da? Și plecăm. De ce n-am învățat nimic? Pentru că n-am băgat de seamă. Pentru că n-am fost atenți. Pentru că n-am trecut de la sistemul 1 la sistemul 2. Cum treci la sistemul 2? Pe una dintre metodele foarte bune este pixul și hârtia, da? Este dovedit că omul învață și reține mai mult atunci când ia notițe. De ce? Pentru că atunci când iei notițe, îți forțezi creierul ca să nu fie pasiv. Îl schimbi din sistemul 1 spre sistemul 2 și zici, ok, ce am auzit acum, bun, trebuie să sumarizez aici. Mulți zic, eu nu iau notițe pentru că nu pot să fiu atent în biserică. Nu. Nu iei notițe pentru că nu pot să dormi dacă iei notițe. Da? Pentru că creierul tău este forțat să proceseze informația și nu doar să zboară așa pe lângă tine. Asta este un fel. Și sunt altele. Nu v-aș recomanda să faceți probleme de matematică în gând în timp ce eu predic, pentru că nu o să iasă nici probleme de matematică, nici predica nu o să fie înțeleasă, da? Dar adevărații studenți ascultă și bagă de seamă. Procesează, sintetizează,
da? Încât să înțeleagă și încât să poată să redea. Al doilea rând, adevărații studenți cred ceea ce învață despre Dumnezeu. Ei cred, își însușesc ceea ce învață despre Dumnezeu. Sunt mulți oameni care studiază multe lucruri, dar nu își însușesc niciodată acele lucruri. Ei nu le cred. Cum știm că nu le cred? Nu le aplică. Simplu. Tu nu crezi ceva dacă nu aplici. Dacă ți se dau sfaturi bune și tu nu le aplici, tu nu crezi că sfaturile sunt bune. Dacă ești învățat cuvântul lui Dumnezeu și tu nu-l aplici, tu nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Credința se dovedește prin faptă. Da? Credința se dovedește prin aplicare, prin trăire. Și vedeți cum psalmistul, la un moment dat, schimbă pagina. În primele versete vorbește despre ceea ce ziceau părinții lui. Și auzi ce am învățat de la părinții noștri. Ei ne-au povestit felul în care ai lucrat. Și după aia schimbă și vedem de la versetul 3 că el ne redă lecția din perspectiva lui. Spune felul în care el a trăit. Dumnezeule, tu ești împăratul meu. Nu doar a părinților mei, tu ești împăratul meu. Mi-am însușit ce am învățat, da? Poruncește izbăvirea lui Iacov. Cu tine doborâm pe vrăjmașii noștri. Cu numele tău zdrobim. Vorbește aici personal, da? Și-a însușit lecția. Cu tine doborâm pe vrăjmașii noștri. Cu numele tău zdrobim pe potrivnicii noștri. Căci nu în arcul meu mă încred. Da? Deci el are lecția. Dumnezeu, tu ești în control, tu ești suveran, doar cu tine putem avea izbândă, doar tu poți să rezolvi problema, nu eu, nu în arcul meu. Deci nu mai vorbește despre părinții lui. De ce? Pentru că a crezut ceea ce părinții lui l-au învățat, au crezut și și-a însușit și acum trăiește el acele experiențe. Cu tine doborâm pe vrăjmașii noștri, cu numele tău zdrobim pe potrivnicii noștri, căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa, ci tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri și dai de rușine pe cei ce ne urăsc. Noi care am învățat lecția, noi care suntem studenți, noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu și pururia slăvim numele Tău, care ne arată a treia trăsătură adevăraților studenți. Adevărații studenți învață pe alții. Adevărații studenți ridică glasul și în fiecare zi laudă pe Dumnezeu și slăvesc numele Lui și povestesc altora despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lor și în viața părinților și în viața bunicilor și în viața bisericii. Adevărații studenți devin ei profesori. Profesori pentru copiii lor, profesori pentru cei din jur, profesori pentru lume. Dacă n-ai învățat pe altul ceea ce tu ai fost învățat, nu ți-ai învățat lecția. Dacă ai venit miercuri seara și ai învățat despre evangelizare personală, pentru că facem un studiu despre metode de evangelizare, și dacă o să vii în fiecare miercuri seara pentru 6 săptămâni să înveți metode de evangelizare și nu o să evangelizezi pe nimeni, n-ai învățat lecția. Și nu crezi în Evanghelie. Nu crezi în Evanghelie. Pentru că Apostolul Pavel, care a crezut Evanghelia, spune: cum pot eu să nu vestesc? Eu care sunt dator. Sunt dator să le vestesc. Adevărații studenți, odată ce și-au însușit lecția despre Dumnezeu și despre ei înșiși, învață pe alții. Vestesc aceste lucruri minunate altora. În versetul 9, trecem la proba practică. În versetul 9 avem o cotitură fantastică, de altfel, de surprinde, pentru că, în mod normal, după așa o introducere în care ni se prezintă măreția lui Dumnezeu, ne-am așteptat ca finalul psalmului să fie unul victorios, unul în care totul e bine și totul e frumos. Și versetul 9 începe: dar tu ne lepezi. Și parcă citim: stai un pic, ce se întâmplă? Ăsta a avut părinți buni,
L-a învățat lecția, s-a însușit lecția, a trăit-o, vestește la alții, e un creștin foarte bun. Ce se întâmplă? O doză așa puternică anti-Evanghelia prosperității. Da? Psalmistul face tot ceea ce trebuie să facă. Dar tu, nelepezi, ne acoperi de rușine. Nu mai ieși cu oștirile noastre, ne faci să dăm dosul înaintea vrășmașului și cei ce ne urăsc ridică praz luate de la noi. Ne dai ca pe niște oi de mâncat. Adică nu suntem valoroase, pentru că nu ne păstrez. Nu ne păstrez pentru lapte sau pentru alte aspecte, ci pur și simplu ne dai la măcelărit. Și ne risipești printre neamuri, vinzi pe poporul tău pe nimic și nu-l socotești de mare preț. Ne faci de ocară vecinilor noștri, te bat jocură și de râsul celor ce ne înconjoară. Ne faci de pomină printre neamuri și pricină de clătinare din cap printre popoare. Ocara mea este totdeauna înaintea mea și rușinea mea îmi acoperă fața. La glasul celui ce mă batjocorește și mă ocărește, la vederea vrășmașului și răzbunătorului. Ce se întâmplă? Ne punem întrebarea ce se întâmplă, pentru că până aici totul a mers așa de bine. Până aici am avut parte de o exaltare a lui Dumnezeu. Trecem la proba practică. Dacă până aici ne-am învățat lecția teoretică, acum să trecem la proba practică. Și din versetul 9 până la versetul 16, vedem o tranziție, o progresie între încercare și disperare. Psalmistul începe arătând felul în care este încercat și până la urmă, dacă mergem până la sfârșitul psalmului, vedem că ajunge într-o stare de disperare. L-am dat, spune versetul 25, că sufletul ne este doborât în țărână de mâhnire. Trupul nostru este lipit de pământ. Mâhnirea, apăsarea, supărarea era așa de puternică încât era lipit, drept, cu fața la pământ, nu mai se putea ridica. Și dacă ați avut vreodată asemenea stări în care realmente de la durerile emoționale, de la durerile spirituale, ai căzut la pământ și nu te-ai putut ridica. A ajuns într-o stare de disperare. Întrebarea este, dacă așa stau lucrurile, ce rost are primele 8 versete? Adică lecția care ne-a dat-o despre adevărații profesori, despre istoria lui Dumnezeu, despre felul în care ar trebui să fim buni studenți, dacă asta e starea în care a ajuns. Nu este sfârșitul povestei. Priviți dovezile care le avem a unei lecții bine învățate de acest student. Priviți dovezile că, deși este dărâmat, el nu este distrus. De la versetul 9 la 16, psalmistul descrie dărâmarea sa, felul în care este dărâmat de evenimentele care se petrec. Dar de la versetul 17 la versetul 21, avem doveza ale perseverenței lui și a perseverenței poporului. Priviți! Toate acestea ni se întâmplă. Deci avem toate lucrurile care se întâmplă, extrem de negative, și acum, deși este într-adevăr un reproș față de Dumnezeu, uitați ce spune. Fără ca noi să te fi uitat, fără să fi călcat legământul tău, da, inima nu ni s-a bătut, pașii nu ni s-au depărtat de pe cărarea ta, ca să ne zdrobești în locuința șecarilor și ca să ne acoperi cu umbra morții. Dacă am fi uitat numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre un Dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta, El care cunoaște tainele inimii? Ce spune psalmistul? Da, suntem dărâmați, suntem încercați și cu toate acestea noi nu am părăsit principiile care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi. Noi nu ne închinăm la alți Dumnezei. Noi nu ne rătăcim de pe cărarea ta. Nu sună chiar așa de rău când te gândești în starea care se află, în încercările în care sunt. Câți oameni n-ar fi abandonat pe Dumnezeu după atâta încercare? Câți oameni nu și-ar fi întors spatele lui Dumnezeu după atâta denorocire? Și psalmistul spune, totuși ce mă frământă
este că eu n-am făcut lucrul acesta. Știți ce nu realizează el? Aici, în acest psalm, care Dumnezeu realizează. El trece proba practică. El trece proba practică în nenorocire, în necaz, în cancer, în divorț, în certuri, în probleme financiare. Nu înțelege de ce se întâmplă, ce se întâmplă. Dar el e credincios. El nu s-abate de la Dumnezeu, el nu părăsește cuvântul, el nu merge la alți Dumnezei, el nu se închină la Dumnezei străini. El păstrează credința, chiar dacă este în disperare. Ca tare, el este dărâmat. El este dărâmat, dar nu distrus. Adevăratul credincios ajunge și câteodată deseori în stări de disperare. Adevăratul credincios este posibil deseori ca să fie într-adevăr dărâmat, dar adevăratul credincios nu este niciodată distrus. Credința lui rămâne ferm în picioare, pentru că credința lui este veritabilă, pentru că lecția a fost învățată, pentru că și-a însușit ceea ce l-au învățat părinții lui și ceea ce a fost învățat prin Duhul Sfânt din Cuvântul lui Dumnezeu. Toate strigătele de disperare sunt palide în comparație cu credința acestui om. În al doilea rând, vedem că omul acesta și-a învățat lecția de istorie pentru că vedem că are o perspectivă corectă. Istoria, până la urmă, asta ne dă o perspectivă corectă. Cred că Napoleon era cel care zicea că cei care nu învață istoria sunt condamnați ca să o repete. Da? Pentru că ai o perspectivă greșită, nu înțelegi cum funcționează lumea aceasta. Psalmistul are o perspectivă corectă. Psalmistul înțelege că în mod principal, actorul principal pe planul istoriei este Dumnezeu. Că toate aceste lucruri nu sunt scăpate de sub control, că el trebuie să adreseze celor care întâmplă aceste lucruri și că Dumnezeu îngăduie toate aceste lucruri. De la versetul 9 până la versetul 14, uitați ce spune, verset după verset, tu ne lepezi, tu ne acoperi, tu ne faci, tu ne dai, tu ne risipești, tu ne vinzi, tu ne faci și așa mai departe, da? El nu se ceartă cu istoria, el nu se ceartă cu împărații, cu circumstanțele, cu conjunctura. El recunoaște că actorul principal care a dus la toate aceste nenorociri este Dumnezeu. El este cel care conduce lucrurile în așa fel, să apase mâna lui asupra psalmistului. Și ca atare, el are o problemă care trebuie să o rezolve cu Dumnezeu. Și al doilea rând, el știe că nu doar actorul principal întotdeauna este Dumnezeu, dar motivul ultim pentru care se întâmplă lucrurile, motivul ultim întotdeauna este Dumnezeu. Versetul 22. Dar din pricina ta, adică pentru tine, suntem înjunghiați în toate zilele și suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie. Sună extrem de tragic, da? Dar mergeți cu mine cu gândul în Romani 8, unde Apostolul Pavel citează acest verset și ne spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc și că noi suntem mai mult decât biruitori în toate. Nu este tragic. Când înțelegi că istoria este condusă de Dumnezeu, când înțelegi că nenorocirile sunt îngăduite și conduse de Dumnezeu și când înțelegi că motivația întotdeauna este a lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegi de ce, dacă știi cine, poți să crezi că este spre binele tău. Dacă știi că Dumnezeu este în control, poți ca să nădăjduiești că toate până la urmă sunt spre binele tău și spre slava Lui. Din pricina ta suntem înjunghiați. După care, din versetul 22 încolo, vedem un alt drum care îl parcurge psalmistul, acum de la disperare înapoi spre credință. În versetul 1 până la 24 vedem în continuare încercarea, da? În versetul 25 este apogeul disperării, unde el vine și spune, sufletul meu este doborât. Dar în versetul 26 vedem că până la urmă concluzionează pe o notă de nădejde și de credință.
scoală-te ca să ne ajuți. Izbăvește-ne pentru bunătatea ta. Dumnezeu este ultima lui speranță și bunătatea lui este credința sa. Și aici putem să vedem o diferență între ceea ce înseamnă disperarea omului care nu înțelege adevărata istorie și nu înțelege felul în care Dumnezeu lucrează și nu-L cunoaște pe Dumnezeu, și credința omului care are o relație cu Dumnezeu și care a învățat lecția aceasta despre felul în care Dumnezeu conduce toate lucrurile, care a avut bun profesor și care a fost un bun student. Cel care este în disperare, cel departe de Dumnezeu, nu înțelege. În schimb, credinciosul deseori nu înțelege, dar crede, pentru că știe cine este în control. Cel care este în disperare și fără Dumnezeu nu are către cine să strige. Dacă te gândești din versetul 9 până în versetul 25 sau 26 se termine psalmul și uite așa, pe ăsta numai să tot plânge la Dumnezeu. Dar dacă nu-L ai pe Dumnezeu, dacă nu ai o relație cu El și treci printre asemenea necazuri, către cine poți striga? Către familia ta? Cât de mari sunt resursele lor? Către doctorii tăi când ești bolnav? Ce faci când vine doctorul și spune, mai ai omule 3 săptămâni, nimeni nu-ți poate face nimic? Către cine o să strigi? În schimb, da, credinciosul strigă în agonie câteodată către Dumnezeu, dar are către cine striga. Un Dumnezeu cu resurse nelimitate, un Dumnezeu care are o bunătate nelimitată, un Dumnezeu care poate muta munți pentru copiii săi. Omul disperat și fără Dumnezeu face orice să iasă din disperarea sa. Și de cele mai multe ori fără succes, pentru că resursele noastre sunt așa de limitate. De multe ori compromite principii, de multe ori încalcă chiar legea dacă este nevoie. Credinciosul nu compromite. Credinciosul vedem că stă ferm în legământul care îl are cu Dumnezeu și nu se abate de la cărările lui Dumnezeu. Pentru că știe că încercarea e lăsată de Dumnezeu și știe că izbăvirea nu e în dibăcia Lui și în metodele Lui, ci izbăvirea e în mâna Lui Dumnezeu. Cel disperat se bazează pe sine și repede își dă seama că nu mai are resurse. Cel credincios, când ajunge la capătul resurselor sale, se bazează pe Dumnezeu, care are resurse inepuizabile. Și în ultimul rând, cel disperat nu mai are nicio speranță. În schimb, așa ca și psalmistul, cel credincios nădăjduiește în bunătatea lui Dumnezeu. Scoală-te ca să ne ajuți și izbăvește-ne pentru bunătatea ta. Nu pentru meritul nostru, nu pentru că ne ești dator cu ceva, nu pentru că te putem obliga, ci pentru că nădăjduim că ești Dumnezeul nostru și ești bun. Așa că scoală-te, Doamne, și izbăvește-ne din necazul nostru. Amin. Amin.